consultăm. Bună dimineața, vlog. Este sâmbătă dimineața. Eu sunt pe telefon la școală. Ne pregătim să mergem să ducem pe draperiile la scurtat, apoi la sat și cine știe ce o mai face azi. Hai la treabă. Am plecat în mare grabă spre Euro. Flaviu s-a dus să ducă repede perdelele și draperiile la scurtat. Eu mi-am luat niște fornete și stăteam în mașină, ascultam cursul și mâncam și apoi am pornit spre sat. Unde o să vedeți ce mă aștepta. Partea bună e că a fost soare și frumos și m-am bucurat de muzică pe drum, așa în surdină. Cred că se aude foarte tare și vântul cum bate, dar păsările. Aștept să înflorească și măgrinii. Și uite că păsările deja și-au făcut cuib acolo. Am niște copilași care de fiecare dată când vin la mine, îmi aduc păpălii. Atât de drăguți mi se pare. Uite, ia, Smi, ți-am adus flori. Și acum uite câte am în fața acasă. Ce faceți, fetelor? Haideți să vedem unde-i ochii. Haideți și pe fete. Și aici avem deja niște flori. Noi am ajuns la sat undeva pe la 11-12, unchiul deja pusese cartofii, pusese mare parte din ceapă și am zis, haide că ce-au mai rămas vreo 7-8 rânduri, le pun eu și apoi le acopăr, pentru că am decis că anul acesta să nu mai punem efectiv în toată partea din gard până în cărare, ci am făcut niște rânduri mai mici, doar pe interior, doar între copaci. Și am pus acolo doar ceapă și cartofi și cam atât, că restul, dacă nu le uzi la timp, parcă nici nu se fac cum trebuie. Am terminat destul de repede, între timp ei s-au apucat de terasă, pentru că odată la 2-3 ani trebuie reparată partea asta de jos a terasei, trebuie schimbat sus acolo la acoperiș și ei s-au pus să elibereze ca unchiul să se ocupe zilele astea de terasă. Bineînțeles că și câinii erau pe acolo, era soare, dar totuși bătea vântul și un pic părea că e rece. Apoi ne-am ocupat de Flavius și a scos motorul, s-a pregătit să plece cu el la Timișoara și am stat așa un pic pe lângă el, după care efectiv m-am pus și m-am apucat eu de treabă, dar mi-am dorit mult să-l văd că e liniștit, că e plecat și chiar mi-a trimis și poză de când a ajuns la Timișoara, pentru că aveam emoții că era un vânt deja din ce în ce mai puternic, dar din fericire a ajuns cu bine și totul a fost ok. Și apoi noi ne-am întors la treabă. Și acum o să vă arăt exact ce fel de treabă am avut. Nu vă imaginați. Și m-am apucat de treabă aici. Nu vreți să știți ce nebunie e. Teoretic e bibliotecă. Practic, aici îmi lăsăm toate plasele cu hainele de vară și tot ce aduceam de pe la Timișoara. Și acum trebuie să văd ce iau înapoi, ce dăruiesc, ce așez, unde așez, ce cărți dăruiesc, ce cărți vând. Uite de câte sunt aici, mult prea multe. Da, pe acolo lucrurile încep să se așeze. Au trecut câteva ore de când am luat ultimul cadru, dar pare că eu n-am făcut absolut nimic. În schimb, am făcut câte ceva, am organizat 2, 4, 6, 8, 10, 12 și jos 15, 16 cutii de depozitare. Aici mi-am organizat hainele pentru vară, am mai aranjat pe aici să văd ce mai îmi place, ce păstrez, ce nu păstrez, pe acolo nici nu am ajuns. Ce știu este că o să mai iau la Timișoara astea, 1, 2, 3 rafturi și pe acesta. Și aici nici nu știu dacă mai păstrez cărțile astea, nu le mai păstrez. Le voi mai citi eu sau nu le voi mai citi? Habar n-am exact ce și cum o să fie, o să mă mai gândesc la ele. Ideea este că aici afară e dezastru pe jos, nu am aspirat, nu am spălat, nici nu o să fac asta, o să facă unchiul. Aici, aici și aici sunt cărți de psihologie de dus la Timișoara, astea de dus sus. Aici sunt gunoaie, i-am mai dat câteva haine unei prietene, astea de dus pentru altă prietenă, astea pentru altă prietenă, astea trei sunt de dus la Timișoara, haine, accesorii, genți, cărți,
de vândut și geanta mea și ăla. Deci, extraordinar de multe chestii. Da, trebuie să scăpăm de ele. Și am plecat de la sat, am ajuns relativ super repede și aici a trebuit să aștept să treacă trenul. Am ajuns acasă și primul lucru, am adus pisicii și acum ei se poartă de parcă nu mai știu unde sunt. Care-i problema? Uite aici pe scaun, te urci, iubita, și de pe scaun sari frumos la tine pe ansamblu. Nu e greu. Exact. Hai să mâncăm, hai. Hai, hai. Uite aici sunt bobițele. Haide. Haide, repede. Nu? Na bine, pa! Dacă ați crezut că șantierul s-a încheiat, nu, 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 nici pe departe. Mai trebuie să punem, să punem, vedeți și voi că Flavii pune, puțin ciment aici de unde a pornit zidul acela pentru vară. Pentru că în câteva zile va veni mobilierul. Și aici deja cu instalatul un pic, un pic mă depășește. Așadar, o să se ocupe Flavii, să vedem ce afacere am făcut cu această imprimantă de fetițe. Ok. Hârtii, hârtii, hârtii. Oh, ce frumoasă e! Nu e un roz urât. Am crezut că e urât. E urât, Flavie? Tot ce nu e alb și negru e urât, așa e? Ok, iau. Hai că-i drăguță. Nu e așa de urât. Mă așteptam să fie un roz mai turbat, mai nebun. Uite, cam ca pixul ăla, dar e un roz palier. Cute, de ușor cumpără, dar e simpatică tare. Tocmai au fost doi copilași la mine, care sunt din Austria și o să vină timp de 2 săptămâni până pleacă înapoi și au vrut să-mi ia pisicuții. Și zicea, dar de ce dorm? De ce nu vin cu noi? Foarte drăguți au fost. Așa că îi lăsăm pe pisici să doarmă și mergem să cumpărăm un alt ceas, că nu-i... Nu-i treabă cu Tom și Jerry pe aici. Și am venit până la Ikea să luăm ceva decorațiuni pentru comodă și o veioză pentru birou ăla frumos. Mai țineți minte când am mâncat cu Alexandra? Ei, bine, ne-am întors. Hot dog-ul lovește din nou. După ce m-am consultat cu prietenele mele, am decis că aceasta va fi rama în care îmi voi pune diplomele. Și acum am văzut-o și live și arată foarte bine și totuși cred că pe alb arată cel mai bine, că majoritatea diplomelor vor fi portocalii și colorate și atunci să nu facem prea mult accent. Și uite ce vreme frumoasă pe la Timișoara, potrivită pentru shopping. Azi este ziua cumpărăturilor, așadar mergem și până la Ocean, după ne liniștim. Prima oprire, Pepco. Au apărut și aici o mulțime de decorațiuni de Paște. Să ne gândim ce punem la apartamentul nostru. Că dincolo la pisici, nimic. Că se pot rua de toate. Și iar am ajuns la socrii mei și mâncăm bun, bun, bun. Am ajuns acasă și acum o să vi le arăt pe toate. Am lăsat sacii la ușă și le-am pus aici pe toate. Și... începem cu Ikea, de unde sper să poți să tai chestia asta cu mâna stângă, dar nu cred să fiu atât de talentată. Am reușit. Nu mă așteptam la asta. Aici avem veioza, care este identică cu acel lampadar. Pe astea pot să le și arunc. Așa. Și pe care o voi monta imediat și o să vă arăt exact cum o pun pe birou.
rău, dar nu pot să scot de aici cu mâna. Asta chiar nu cred că pot. Da. Trebuie doar să insist mai mult. Bun. Deci, odată, veioza care se numește Arstid și care este, așa cum am spus, la fel ca lampada. Apoi, am luat două fărașe din astea și măturici pentru mașini, doar că l-am adus pe unul aici să vi-l arăt. Unul la mine, unul la Flavius. Aici am luat o chestie din asta de pus pe birou. Nu e cea mai elegantă, nu știu dacă o să-mi placă. O montăm și vedem. Dacă nu pleacă, bineînțeles, un bec pentru veioză. Și aici am luat trei seturi de cleștișori din ăștia, de pus prima oară și apoi cei albi cu cei albi de plastic, pentru că mi-am dat eu seama că draperiile sunt mult prea grele și atunci avem nevoie de puțină susținere. Și o să fie cam distractiv, că pe ăștia trebuie să-i dau jos de fiecare dată când spăl, pentru că efectiv îi scoate mașina de spălat. Am încercat eu să fac o figură drăguță, dar nu mi-a ieșit. Și mi-a scos, bineînțeles, mașina de spălat și aici am luat două prosopele super drăguțe să se șteargă copila și pe mâini și să așa roz. Încă o ruletă, dar micuță de 3 metri și finuță, nu ca cea pe care o am eu. Încă ceva tot pentru mașină, nu știu, mi-a explicat Flavius. Astea le duc în Audi și de la Ikea încă un ceas. Și o să le montez și vi le arăt pe toate. Apoi, de la Auchan, am luat un top de hârtie, aici am niște lenjerie intimă pentru mine, am luat două astfel de sfeșnice ca să le pun pe comodă și cu două lumânări, nu știu cât o să reziste, dacă o să intre pisici în ei sau nu, dar mi-am zis să-mi încerc norocul, să vedem. Am luat astfel de mirositoare, că pentru ele am și mers, de fapt. Mi-am luat așa ceva post-it dintre astea să le pun pe birou, două role mari de scotch și tot așa pentru birou, descos capsele, o ascuțitoare roz, ceva care, un corector pentru la ușă, o să vă arăt eu unde avem nevoie, și un capsator mic și cute. Și iarăși încă un parfum. Și astea cred că tot de la Auchan sunt. Se pare că am avut mult succes cu ele când am băut în verile trecute, așa că mi-am zis să le încerc și acum. Mi-am luat unul pentru aici, unul pentru dincolo. Și de la Pepco, asta, și scotch mic, încă o cană și asta de pus pe masă și fructiera pe ea. Să vedem dacă arată bine sau nu. Și acum le voi monta și vi le voi arăta. Și uitați ce vreau să fac eu cu acest corector. Nu știu dacă o să-mi iasă sau dacă o să trebuiască să dau de 2-3 ori. Dar s-ar putea să-mi iasă. Ia să vedem, avem și pe aici mintă. Bine, poate să se vadă puțin diferența, dar măcar nu o să mai fie atât de evident, cred eu. Inițial îmi ziceam că ar arăta bine și acolo, că am priză, dar nu mai pot să-l pun pe cer mare pentru că nu încape din cauza piciorului și a plintelor. Și atunci mă gândeam că pun aici o veioză și stau și citesc. Dar apoi mă gândeam că poate e bună pentru birou. Acum nu știu ce să fac. Voi ce ziceți? Să o las aici atunci când vreau să citesc sau să o car de colo-colo. De drăguță? E super drăguță. Și cam așa arată și ceasul. Mult mai bine. Astfel că Tom și Jerry pleacă spre Ianis, că e mai potrivit pentru un băiețel decât pentru mine. Da, deci asta sunt super mulțumită. În sfârșit văd și eu că nu văd bine la depărtare. Așa că negru pe alb, efectiv. N-am cum să nu văd. Și acum vă arăt așa și apoi vă arăt cum se pliază și pe birou. Pe birou momentan am pus veioza, care mi se pare că are un loc perfect, și imprimanta. Însă, nu știu ce să zic despre chestiile astea.
Cred că mult mai bine ar veni puse pe aici, prin sertărelele astea. Mi se par așa ieftine și urâțele. Voi ce ziceți? Cum credeți că ar arăta mai bine? Am venit acasă după ce am terminat acolo la cabinet și v-am arătat ce v-am arătat. Și uite ce fain s-a uscat aici la Flavie. Cred că nici nu mai trebuia turnat, dar na, e bine că e bine. Oricum vine dulapul peste, nu o să se vadă absolut deloc. Aici este dezastru cu D mare. Hainele astea trebuie puse la locul lor. Mi-am spălat aici niște rochițe pe care le păstrez, altele le vând. Acolo am cărți de vândut, acolo lenjerie, cărți de citit, astea de dus la croitor, nu vreți să știți. Acum ne ducem în dormitor, schimbăm patul, spălăm perdele, spălăm și de aici, covorul ducem la spălat. Mâine toate husele de pe canapele, de pe tot, vin spălate, pentru că n-au fost pisici și să scăpăm de tot. Așa cum vă ziceam, perdele, draperii. Zice Flavius când e așa că fuge casa. Păi pe bune, zice, chiar fuge casa. Da, deci să facem să nu mai fugă căsuța. Bună dimineața! Aseară a fost mult prea târziu ca să vă mai pot arăta rezultatul final, dar astăzi iată că putem să vedem perdelele curate, uscate, puse la locul lor, patul schimbat, totul aranjat și nu mai fuge nimeni niciunde. Așadar, ne mutăm și trecem la living. Dragilor, eu m-am pus și v-am filmat un unboxing cu tot ce s-a cumpărat de la Cărturești, dar se pare că nu s-a filmat cum trebuie. Așadar, vi le mai arăt încă o dată. Am cumpărat două manuale de psihologie de clasa 10-a, pentru că ați văzut în vlogul anterior că am fost la școală, la liceu cu program sportiv Banatu, și la un moment dat va trebui să predăm și noi. Și am vrut să mă asigur că am aceste manuale. Cred că pot fi găsite și în PDF online, dar eu am vrut să mă asigur că le am așa în mână, perfecte, pentru că o să avem de vorbit despre temperament. Ia uite-l aici pe domnul temperament. Așadar, am vrut să mă asigur că vom vorbi, atât eu cât și colegele mele, exact cum este programa pentru ei. După care avem aici o carte, întărirea sistemului imunitar în funcție de grupa sanguină. A citit-o sora mea și mi-a zis că e super faină și am zis hai să o citesc și eu și să vedem dacă mi se potrivește conform grupei mele sanguine sau nu. După care am luat această carte lui Vladimir Drăghia, exerciții de dicție pentru inimi bâlbâite. Și nu am citit descrierea despre ea, arăta oricum mult mai mare și acum realizez că este o carte de poezii. Cred că este delicioasă oricum, îmi plac și copertele, îmi place și acest burgund superb, doar că eu credeam că e ceva de logopedie. În fine, nu a fost, nu e nicio problemă, dar da, așa credeam eu. Astfel că aceste cărți le-am adus aici la apartament, restul le-am lăsat la cabinet și o să vi le arăt și pe celelalte imediat. Și gata, este curat și la bucătărie, am mâncat, vasele sunt spălate, aici așteptăm să vină astăzi domnul electrician să pună o priză undeva pe acolo și domnul de la Digi să ne refacă internetul, husele de pe scaune sunt deja spălate, dar nu are rost să le mai pun. Husa asta trebuie să dea Flavius jos, că eu nu reușesc. Momentan se mai spală o pătură și nu mai știu ce acolo în mașină. Acolo sunt sculele, pe aici e totul ok. Scaunele alea o să fie trase așa când vin domnii, ca să aibă acces. Și astea toate trebuie să le duc la cabinet. Și o să le duc din două. Asta la gunoi. Acum o să mă duc cu o apă, cu florile și cu ghiozdanul. Și apoi vin după scară și gunoi. Dar mai întâi să aspir și să spăl și pe acolo. Și numai bine să termină și mașina și le întind și pe alea. Da, să ne apucăm de treabă că mai avem doar o oră și un pic până vin copilașii. Și gata, am aerisit, am aspirat, am spălat pe jos. Și acum mă pregătesc să duc gunoiul și să văd dacă s-au terminat hainele. Și apoi revin la frumoși ăștia doi.
cauți un pic de mâncare, așa, iubita? Nu mai mâncăm acum. Și vreau să vă zic o chestie foarte tare. Mai am aici câteva pete de curățat, așa cum erau acolo pe gresie, dar faza tare e că noi ieri am fost la magazine special ca să mergem spre Hornbach să cumpărăm aici plintă dintre aia. Și ce credeți? Am venit fără plintă, am venit cu lenjerie intimă, cu decorațiuni, cu orice vă puteți imagina, dar nu cu plintă. Foarte tari suntem să ne mai trimiteți, că sigur venim cu ce trebuie. Bun, revenim. Râdea Ale de mine când mi-am luat chestia asta cu Tom și Jerry și ziceam, da, cred că o să-ți și duci tu pachetel unde. Ia uite-mă cum merg cu pachetelul la cabinet. Bun. Și continuăm cu unboxing-ul snobaș, care n-a vrut să fie arătat. Aici avem mașini utilitare, cred că o să le placă mai ales băieților. Aici avem fructe exotice și îmi place că sunt și întregi și în jumătate și astfel reușesc să le cunosc mult mai bine. Cred că o să învăț și eu unele dintre ele. Iar aici avem păsări din România și cu siguranță și aici vor fi multe pe care nu le știu. Așa că e o oportunitate să le învăț și eu. Bun, astea sunt pentru copii. Lunea de obicei am un curs cu o doamnă care este coach și ea ne-a recomandat această carte, așadar am luat-o și o să o citesc, sunt tare curioasă despre ea. Aici avem încă două cărți despre psihologie și mai exact despre logo-armonia de acasă, volumul 1 și volumul 2. Eu încerc să vorbesc mai încet pentru că încă n-au venit draperiile și perdelele și am impresia că e un ecou de lumă. Și aici avem un alt joc cu niște floricele verde, cu tot soiul de silabe și de pronunțări. Și cam așa se numește jocul. Super drăguț. O să văd dacă le place copiilor sau nu prea. Bun, și acum pun să fac ordine să dispară lucrurile alea de acolo, să văd ce, cum și unde pun. Bun, și momentan așa va rămâne biroul. Aici o să țin cărțile acestea frumoase, care se tot adună, se tot adună. Aici o să stea ring light-ul, cablurile toate sunt acolo. Și aici mă așteaptă scara pentru a pune perdelele și draperiile. Uitați ce vreme frumoasă e afară. Bine, mai vine așa câte un or din când în când, dar în linii mari e soare, e frumos și gata. Vine primăvara, în weekend vor fi 25 și 26 de grade. Wow, doar afară o să stau. Și aici cred că așa va rămâne decorat momentan, pentru că mi se pare că arată destul de drăguț, așa, minimalist, nici prea încărcat, nici prea gol. Și florile acestea superbe sunt cu mușchi, mulțumesc, sunt cu mușchi și niște flori uscate pe care le-am primit de la un prieten bun și pe care le păstrez chiar dacă au trecut anii de atunci și tu nu le poți mânca. Ce zici de asta? Avem și flori și totuși nu le poți mânca. Ce treabă bună! Mi-am zis că mă pun să citesc și ei au zis că ne punem să ne iubim. Ghiciți ce facem. Ne iubim. Dar și citim după. Pune degețelul, pune și tu și spunem amândoi. A. A. Ana. Ana. A. A. Apă. Apă. U. U. Mână. Mână. Gurița la mina. M. M.
închide gurița și o deschidem. M. M. N. A. Bravo! Încă o dată. M. N. A. M. A. N. Bravo! Încă o dată gurița. Ba. Ba. Nane. Nani. Bravo! Asta? Asta? Ce e? Sine. Pară. Bală. Gurița, gurița. Pa. Ba. R. La. Bravo! Poate palma. Asta ce e? E preferatul meu. E bun, bun. Cum îl cheamă Ian? Pepe? Gurița, gurița. Aici, sus, sus, sus. Pepe? 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 Ne. Da. Bravo! Batem palma încă o dată. Pepe, ne. Se pare că planurile s-au schimbat. Eu nu mă simt foarte bine. Am început să-mi ardă fruntea. Și atunci am zis că ar fi mai bine să-mi mut la școală, o dată ca să-i protejez pe colegi și a doua oară ca să mă fac bine, că mâine am o mulțime de lucruri de făcut. Așa că mă pun să citesc puțin, iau un teraflu și dorm. Sper să fiu mai ok după. Și-am venit aici la copiii mei. Unul mănâncă, unul stă aici cu mine și ne uităm împreună la clanul. Așa încheiem noi seara. Frumos. Bună dimineața! Ignorând tot dezastrul din jurul meu, eu sunt gata de plecat la medicul dermatolog. Deci am ajuns la timp. Dragilor, am ajuns acasă, mă pun să iau prânzul, paste, vitamina C și un măr pe care urmează să-l spăl și apoi mă duc la cabinet. Eu nu mai pot cuvântul ăsta. Afară arată soare și frumos și când te prinde vântul ăsta nu mai poți să respiri. D1 are culoarea galben și îl vom pune aici. Ia să vedem. Mai lovește cu piciorul mici aia timp ce doarme. Ce tăia până asta? Asta-i vaca? Ia uite-te la ea. Cum face puiul? Și pisi? Unde-i pisica? Unde-i pisica care face miau? Miau? Unde e oare? Bravo! Foarte bine! Batem palma? Stăteam eu aici așa frumos și am realizat că nici măcar nu v-am povestit despre medicul dermatolog. M-am dus pentru pata aceasta pigmentară și pentru... Unde e? Aici avem o aluniță care mie mi se părea că ea tot crește. Dar de fapt mi-a zis doamna doctor că este un vas micuț de sânge care s-a spart și mi-a zis denumirea, dar e prea complicat pentru mine. În linii mari e ok, se poate rezolva asta la toamnă, nu acum. Și mi-a schimbat puțin cleanserul, serumul, SPF-ul și crema pe care le foloseam înainte, mi-a pus altele și am discutat așa despre ce mi s-a întâmplat cu sarcina, mi-a recomandat să dorm, să mănânc, să beau apă, bineînțeles, să mă odihnesc, hei, o coadă de pisică, să încerc să fac sport mai mult și să fac vreo 7500 de pași pe zi, ceea ce e cam greu pentru că în momentul de față am 3-4.000 și mi se pare că e mult și când am 5-6.000 înseamnă că merg pe la Ikea, pe la Dedeman și așa mai departe. Efectiv nu am cum, stau prea mult la cabinet și am zis că o să încerc în pauze să mă mai plimb prin cameră, că nu am cum să fac altfel. Că da, trebuie mișcare, dar oricum mie mi se pare că e un progres foarte mare de la 100-200 de pași cât aveam pe zi când aveam foarte mulți copii și cabinetul era dincolo și mă trezeam din pat, îmi făceam un duș, mă așezam pe canapea, deschideam ușa copiilor și cam atât. Deci, e bine așa. Bun, astăzi e zi scurtă din nou. Mai am doar 2 copii, după care vine electricianul sau domnul de la Digi, nu știu care din ei, la celălalt apartament să vedem cum rezolvăm, că mâine vine domnul cu mobila și nu pot spune mobila că ei nu și-au făcut treaba. Da, e greu. Ia.
ia uite cine e aici. Un băiat frumos și acolo o fetiță frumoasă pe care nu prea o vedeți din cauza soarelui. Bun, gata. Gata pauza, că vine Darius. Fii atent, ia să vedem ce e ăsta. Cum îl cheamă? L? L? Cum îi spunem? L? Leu. Leu, bravo. Asta? Asta e... Ibat. Ra? Iată. Rață, bravo. Ăsta? Asta e... Cangui? Nu, puiu. E? E? Iepure. Iepure. Ăsta? Asta aia de început. Ce e ăla? Cum îl cheamă? Casa de pe bloc. Gata, după ani și ani. Avem priză funcțională. Aici mai trebuie să repare Flavius frumos. Și stați, că n-am terminat. Că mai vedem acolo un cablu. Mai trebuie să vină un băiat de la Digi, că Netflix încă nu avem. Și abia apoi trebuie să chemăm un domn instalator. Și domnul ăsta instalator să ne spună dacă putem să punem mașina de spălat, să o racordăm aici în spate la chiuvetă. Bine, aici e dezastru, trebuie să fac curat terenul acum. Îi aștept pe Flavius și pe unchiul, care sunt iarăși la medic, să-i mai facă încă o infiltrație și apoi să mergem să mâncăm, că eu nu mi-amintesc ce am mâncat azi. Și apoi, da, îl ducem la silagiu. Bună, dragilor, azi e miercuri, așadar am mers la Ghiroda, la clasa prietenei mele, pentru a le vorbi copiilor în săptămâna altfel despre cartea cu Becky și Blacky. Și am nimerit numai bine că ei făceau prăjituri. Așa că am fost martoră la tot procesul, după care am și degustat și apoi ne-am distrat cu cartea. Am fost tare plăcut surprinsă să aflu că printre copiii de acolo au fost câțiva care au și venit la Logoped Help, așadar am văzut și chipuri cunoscute, ei m-au întrebat de pisici, le-am dăruit și câte o carte și gata. Și aici am vrut neapărat să vă arăt pe Andrada și ce parcare frumoasă am făcut eu. Da. Bun, să ne întoarcem la cabinet, că avem multă, multă treabă. Și, după cum bine puteți observa, pisicii sunt aici deja. Noi aici muncim și ce se întâmplă aici? Se doarme. E corect, Adi? Da. Că ei se doarmă și noi să muncim? Da. Nu prea e corect. Eu nu mai știu ce comand, ce nu comand, ce vine, ce nu vine. Nu știu ce tot fac, cum le comand, că se pare că mai am una acolo. Așa că asta merge la Alexandra. Aici avem niște semne de carte. Doamne, ce frumoase sunt! Și sunt așa în culorile cărților. Ia uite ce faine sunt! Super! Deci așezăm acolo așa. Și am venit. Superbă e și aceasta. Mă speresc că nu e în română. Colecția se mărește. Și pe aceasta o punem să-i dăm Alexandre. Da. Deja partea cu biroul arată din ce în ce mai drăguță. Și acum eu o să-ți arăt câte un cartonaș și tu îmi spui ce crezi că, ce meserie crezi că are acest om și cu ce crezi că se ocupă. Ude florile. Exact. Asta înseamnă că ar putea să fie domnul grădinar, nu? Grădinar. Domnul grădinarul se ocupă de grădină. Aici la picior, te rog. Ia să vedem. Aici domnul ar putea să fie... De pâine. Cum îi spunem? Brutar. Brutar. Brutărie. Uh-huh. Aici domnul... Domnul... Arbitru. Care? Ne arată un cartonaș roșu sau galben dacă nu jucăm corect. Nu? De-aia trebuie să jucăm tot timpul corect. De ce?
De aia, pentru că altfel domnul arbitru ne scoate afară din joc. Și cu prietenii și cu părinții, când jucăm câte un joc, jucăm corect. Important e să ne distrăm. Nu contează dacă câteodată mai pierdem sau mai câștigăm, nu? Injecție. Ce avem aici? Injecție și doamna? Doamna doctor. Sau doamna asistentă. Bun, bun. Hai să vedem. Aici? Aici avem domnul pictor. Da, pictor și? Pictor. Și picturile, de fapt vopselele cu care pictează. Aici? Obiețe. Dacă aseară vă arătam că am priză, astăzi vă arăt că am și masă, pult, dulap. Da-da-da! Ceva de genul. Nu este totul finisat. O să vină Marian să mai pună pe acolo chestii. Aici, ia să vedem cum se deschid. Fă onorurile! Vorbesc serios, e cu push-up. Oh, super drăguț de depozitat. Apoi? Asta se închide singur. Nu, asta se închide singur. Asta trebuie să... Aha. Aici la fel. Deci aici vine mașina. Aici vine mașina. Bun. Eu mi-imagineam că nu mai sunt separate. Mi-imagineam că sunt dintr-una. Și aici am un corp. Și acolo iarăși de pus... hainele, nu? Și jos detergenți și ce mai vrem noi. Doar că trebuie super aspirate și spălate. Și uite ce fain arată așa la nivelul cu celelalte. Treceți peste faptul că acolo se vede Mac și ulei și ulei. Na, înțelegeți voi că e șantier și dezastru, dar uite ce bine se potrivesc. Stai să dau un 0,5. Aici nu se vede bine, dar e lucios, lucios. Arată perfect. Va trebui Flavii la finalul finalului să mai înfolieze și aici cu negru. Să pară că e așa dintr-una. Hai să mâncăm. Vrei să mâncăm aici? Hai să mâncăm la masa noastră cea nouă. Voi ați mai văzut pe cineva care să se bucure când îi scoate imprimanta o hârtie a color? Da, eu sunt asta. La fel. Încheiem seara cu o masă nesănătoasă, dar delicioasă la noua noastră masă. Foarte productivă a fost ziua de azi. Vă mai povestesc și mâine. Mâine o să fie scurt pe 2, fac 2-3 activități foarte mari. Cabinet, mers la liceu, stat acolo 5-6 ore, după care poate reușesc să mă văd cu Alexandra, poate nu. Oh, vine băiatul de la Digi și eu mănânc. Și apoi, iarăși cabinet. Mai departe, ce mai avem? Gene! Unde-s genele? Arată-mi ele la ochișorii tăi. Acolo, bravo! Gigi! Cum spunem amândoi? Gigi! Neața pe la prânz! După cum bine ați putut observa, am avut deja un copilaș. Acum fug repede să mă schimb, să mă îmbrac, să mă pregătesc. Am aici plin brațul de teste și de tot felul de lucruri. Și apoi mergem la copilaș. Predare și așa mai departe. Bun, vă las că sigur e vânt și e un disconfort auditiv. Acesta e outfit-ul, nu foarte machiat, nu nimic, în picioare am espadrile care nu se pupă, pentru că o să-mi iau tocuri în mașină, că încă nu sunt capabilă să șofez cu tocuri. Și da, cât mai decent, cât mai puțin machiaj, ca să nu le dăm idei tinerilor. Deși am văzut unele fete mai machiate decât mine, dar trecem peste. Și gata, am ajuns, am plătit parcarea. Acolo se află liceul. Am făcut o parcare de Doamne ferește. Dar măcar am intrat între linii. Dar e, mi se pare mai ușor că ai mașină în stânga și în dreapta. Ce să fac? Învăț. Nu e încă perfect de dreaptă. Vedeți că plec un pic încolo.
prietenele mele râd de mine. Doamne, nu-ți bate capul. Eu intenționat o las așa. Am un prieten care își lasă Maserati-ul pe două locuri, numai că așa vrea el, ca să nu se apropie cineva prea tare și numai din astea. Eu îmi fac griji și pentru cea mai mică chestiuță. Bun, mai am vreo 10 minute de așteptat și apoi intru. Urați-mi succes, că aici s-o dorm vreo multe ore. Și am plecat de la școală și gata, ne îndreptăm spre casă. Sunt fix aici pe pod, la uzină. Mâine să merg la Flavia să-mi facă părul. Abia aștept. Eu nu știu cum fac, ce fac și tot prind trenul. Azi dimineață când am venit pe aici, sau ieri dimineață când m-am dus la Andrada, am prins trenul. Acum când am venit de la școală, prind trenul. Cred că trebuie să mă prind cu trenul. Și am ajuns, am luat draperiile, am luat perdelele, am lăsat sacourile, de fapt paltoanele, și am îndreptat spre Dedeman să mai cumpărăm mici detalii pentru cabinet, și anume aceste șine și lipici. Am ajuns și pe la socră, mi-am mâncat puțină salată de vinete și apoi am intrat și până în Sinsay, de unde am luat câteva lucruri pe care o să vi le arăt de îndată ce ajung acasă. Dar nu am putut abține să nu vă arăt frumusețile acestea. Și am ajuns la cabinet, am adus perdelele și draperiile. Am adus aceste trei suporturi pentru ghiveci pe care o să le dau unei prietene. Și aici vă arăt hall Sinsay pentru cabinet. Adică, hei, ăsta e hall Dedeman. S-au luat plinte și lipici. Eu o să vă arăt ce am cumpărat. Să rog pe tine, Flavie, să le duci dincolo pe toate, până când o să ne ocupăm de ele. O pereche de papucei! Super drăguți, mi-au luat și mie pentru celălalt apartament. Și aici niște perne care zic eu că o să arate super bine. N-am găsit decât două, da? Ce? Că eu tot cred că o să arate super bun, așa pe mijloc aici, una pe aici, când nu o să fie păturile. Dar vedem cum se potrivesc. Bun, mă duc să verific dacă pisii are apă sau nu și plecăm dincolo. Și acum profit că am masă nouă și vă pot face unboxing. Așadar, au venit lucrurile comandate de la Dr. Max. Însă tare cred că mai trebuie să vină ceva din altă parte fix. Crema aceea cea mai scumpă, cred eu. Așadar, seara voi folosi acest balsam de la Geek & Gorgeous pentru a mă demachia. Apoi mă spăl cu acest gel de la CeraVe. Apoi aplicăm acest serum și crema care va veni. Dimineața mă spăl cu el, aplic serum și SPF-ul. Și apoi fondul de ten și ce mai pun. Eu zic că e un minim necesar de skincare și de protecție super, super bun. Bine, trecem mai departe la BookZone. Acum voiam să vă filmez, dar a sunat nașul, s-ar putea să vină să vadă despre mașină. Bine, cred că o să aștept să termine și revin apoi. Bun, să începem cu cărțile. În primul rând, Schimbă-ți creierul în 365 de zile. Sunt super curioasă de ea. Eu sunt fermecată de domnul doctor Daniel Amen. Așadar, abia aștept să o citesc. Am găsit-o și pe aceasta la BookZone. Bineînțeles că le-am luat imediat. Dar, comandă, am plasat-o pentru cartea aceasta. Tocmai am ascultat podcastul lui Măruță cu părintele Pimen Vlad și mi-a plăcut atât de mult. Aparte că m-a emoționat până la lacrimi, dar nu știu, un om așa cu har și simplitatea lui. Mai sunt părinți care, preoți, care vorbesc pe la televizor, pe internet, dar nu știu. La mine niciunul nu a prins ca acest, pot să zic, Sfânt Părinte, cred că nu greșesc. Așadar, abia aștept să văd ce au transcris cei de la BookZone, pentru că l-au înregistrat timp de 10 ore în timp ce el vorbea și apoi au transcris. Și da, cred că o să fie câteva învățături valoroase.
Mai avem aici încă o carte, Oameni ultraprocesați. Mă interesează foarte mult pentru că eu zic că nu prea mai știm ce mâncăm și iarăși tot ce ține de sănătate și cum ne afectează creierul, toate lucrurile pe care le ingerăm, eu zic că e de super mare valoare. Și de mult timp voiam să iau și această carte, Corpul Cuantic, și abia acum am reușit, așadar mă bucur să o am. Am deja foarte multe cărți, sper să și ajung să le citesc, că sunt prea faine toate. Da, și trecem și la sensei și gata, că se pare că o să vină Anca cu Sara și cu Sorin. Bun, am luat păpucii ăștia, super drăguți, vi-am arătat și dincolo, o pereche pentru acolo, o pereche pentru aici. Aici mai am unii albi de la H&M, cred că i-ați văzut asta vară. O cămășuță roz, că de ce nu? Nu cred că e bumbac sau ceva. Nu știu pe unde scrie, cred că prin etichete așa, dar îmi place. Care dungile verticale, rozul mă prinde bine, e perfectă de mers până la cabinet și înapoi. Bluzițe dintre astea, peste care iei un sfetăraș și gata, dar în același timp nu stai în tricou. Toate astea le-am luat pentru cabinet, pentru că efectiv nu mai aveam. Aveam haine ori foarte groase, ori foarte subțiri, adică tricouri. Și atunci am zis că am nevoie de astea. Eu le tai toate etichetele tot, le pun la spălat și apoi o să le port. Și încă una așa cu negru. Și mi-am luat niște clești de păr, încă nu am eu păr de prin, hopa, scuze, și bani și fix. Dar sper să... Sper să pot să prind ceva păr cu ăsta, dacă nu așteptăm până mai crește. Bun, le tai repede, le pun la loc, pe astea le pun în bibliotecă și pe astea la baie și pe astea în genți. Știți voi deja că eu hârtiile mi le pun în genți. Și cam gata pentru seara asta. Mă demachiez, îmi fac un duș și apoi vă arăt la ce serial fain am început să ne uităm. Dar cred că deja vă uitați și voi că... E pe locul 2 sau pe locul 1 deja pe Netflix, așadar sigur se uită toată România. Ia uitați, acesta este serialul la care noi ne uităm acum. Suntem abia la al doilea episod, dar ne place super mult și cred că o să fie foarte tare. Bună dimineața! Mic dejun cu cărți și soare. Astăzi o să fie 20 și ceva de grade, abia aștept. Să nu știu cum mă îmbrac, să-mi fie prea cald sau în casă să-mi fie prea rece sau nu știu. Am foarte multe de făcut și deja o durere de ovare, știți voi perioada aceea fetelor. Așadar, o să fie o zi minunată. Da. Bună dimineața! Am fața pe care o am și părul ăsta urât pentru că merg la Flavia să-mi fac un tratament. Dar, prima oară, am doi copilași la cabinet. Flavia și iarăși copilaș la cabinet până la ora 20 și acum nu e nici nouă. Dorm. Și am zis că înainte de Flavia ar merge o clătită așa cu de toate pentru curaj să mai treacă din gură. Ce încolți? Încolți? Bravo! Hai să vedem următorul. Unde-i capul hipopotamului? Bravo! Apasă tare, jos. Aici, pui. Aici. Aici. Wow, ce tare e! Și cred că și el mănâncă tot iarbă, nu? Dar ia să vedem ce e ăsta. Pește. El unde stă? În... Unde stă puiul? În? Apă. Cum spunem? Apă. Cum spunem puiul? Apă. Amândouă. Și tu. Apă. Unde stă peștele? Ce e aici unde nuată el? El așa merge puiul, nuată în... Cum spunem? A? E vineri seara și am zis să pun crâligele astea la perdele și apoi așa. Că aici am reușit să pun și perdelele și draperiile și arată cât de cât ok. Lungimea e perfectă de data aceasta. Am măsurat Flavius, că dacă măsor eu,
se încheie. Mă enervează că pe cameră nu sunt așa faine ca realitate. Pe cameră par mai șterse și ele în realitate sunt un pic mai drăguțe. Dar voiam să vă arăt ce draperii faine mi-am mai luat. Ce faci, mami, aici? Cum ai urcat tu? Tu, cu 10 kg tale, puiu, cum ai urcat pe aici? Hm? Ai zis că păturile alea costă de lei nu-s bune, nu? Mai faine-s draperile astea de toți banii, așa-i? Te gândi tu, iubita. Da, eu nu sunt de acord cu ce ai gândit tu. Și am ajuns acasă, mănânc o salată cu ton și apoi duș, serial și somn. Până dimineața, e sâmbătă. Este abia ora 8 și noi suntem deja în Deleman. N-are rost. Și ia uitați pentru ce am venit. Pentru că v-am arătat acolo la terasă. Nu-mi place deloc cum a rămas cimentul ăla și el voia să pună așa mai multă gresie. Adică din mai multe tipuri și am zis nu. Nu facem ghiveci, punem ceva frumos. Și am luat-o pe asta. Și acum să vedem cum o va pune. Și gata, dragilor. Am pus și perdelele și draperiile. Totul arată foarte bine. Îmi place super, super mult. Până când vor ajunge covoarele și scaunul de birou, eu zic că ne descurcăm destul de bine. Vă pup cu drag, vă las aici și ne revedem săptămâna viitoare cu un nou vlog. Pupici! Pa, pa!